Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a revenit în interiorul Catedralei Mitropolitane din Iași, cu toate că conducerea lucrașului de cult declarase că moaștele vor fi amplasate pe baldachin timp de mai multe zile, până când și cel din urmă credincios va ajunge să se închine. În seara zilei de 14 octombrie, racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost dusă în procesiune și așezată înapoi în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, încheiindu-se astfel hramul Sfintei Parascheva. Evenimentul ce pune capăt hramului Sfintei Parascheva a fost oficiat de înalt preasfințitul părinte Mitropolit Teofan. Preoții catedralei, luând pe umeri racla cu cinstitele moaște, au înconjurat sfântul locaș, au rostit ectenii în timpul procesiunii, iar la sfârșit au așezat sfintele relicve în catedrală. Cei rămași, alături de voluntarii Sfintei Parascheva, au format un nou culoar pentru a se închina în continuare la racla ocrotitoarei Moldovei. La final, Mitropolitul Teofan a rostit un scurt cuvânt de binecuvântare. Cei care doresc să se roage Sfintei sunt așteptați de acum în Catedrala Mitropolitană. Sfânta ne-a ajutat să fim aici, în duc și în adevăr cei care n-au putut veni, în duc și în adevăr precum și fizicește, pe cei care au fost binecuvântați să fie locuitori ai Iașiului sau cei care au putut în după amiaza acestei zile să se apropie de racla cu sfintele ei moaște. Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care ne-au ajutat în aceste zile și în perspectivă ne vor ajuta ca sărbătoarea să fie finalizată cât mai aproape de adevăr, cât poate fi acest adevăr împlinit în tocmai în condiții speciale. Dar dacă exterior nu putem să le împlinim pe toate, lăuntric știe Dumnezeu că dorit am să împlinim această lucrare și ea s-a și împlinit așa cât a fost voința Sfintei, gândul Domnului Hristos și slabele noastre puteri. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și mulțumire tuturor pentru osteneală. Reamintim faptul că în acest an, având în vedere contextul epidemiologic nefavorabil în ceea ce privește situația creată de virusul SARS-CoV-2, în perioada pelerinajului Sfintei Parascheva a fost introdusă o măsură fără precedent, doar cei domiciliați în municipiul Iași putând să ajungă la racla cu moaștele sfinte. Din ziua de 8 octombrie și până la finele zilei de 14 octombrie, peste 25.000 de oameni s-au putut închina la moaștele Sfintei Parascheva.